Bună ziua, oameni buni! Sandru Pescar Dunărean. Astăzi vrea să vă prezinte o mânturică pentru sezonul care este de noiembrie, sfârșit de octombrie, început de noiembrie. Vrem să facem o mânturică pentru șalou, foarte simplă, clasică. Și dacă am programat pentru săptămâna asta o partidă de pescuit la Dunăre, am să vă arăt cu ce montură am să pescuiesc în scurt timp, într-o zi, două. Specific pentru răpitor. Și m-am gândit să facem o montură pentru șalou, destinată cu șalou, să zicem cu un ac sau cu două aci. Cârlice, mai bine zis. Și avem nevoie de o bucată de plumb, nu contează, să spun așa, dacă dăm la... Noi facem aici demonstrativ, dar dumneavoastră știți că la Dunăre trebuie plumburi mai grele ca să poată să stea pe fundul apii, să zicem. Dar noi deocamdată facem demonstrativ și demonstrativul am să vi-l arăt cu anumite plumburi care le am aici. Am și grele, am și subțiri, nu e nicio problemă. De toate formele, lungi, subțiri, pătrate, acele plumbulețe, forma triunghii, acele plumbulețe rotunde, am foarte multe, chiar am să nu zicem aici, că ia uitați, și așa, deci avem și mai mari, acele plumburi cociug, cum le zic eu, sau alte forme, da? Avem, deci eu am spus că am să prezint demonstrativ cu un plumb, da? Cam cum arată o montură clasică, vreau să o facem pentru răpitor. Și ne trebuie, la răpitor ne trebuie, să zicem, partea de prindere, deci mai bine zis rigul sau legătura la ac, trebuie din strune mai capabile pentru a prinde răpitorul, fiindcă răpitorul, știți, vine, taie firul din nainul, îl taie imediat, da? Îl taie. Avem aici, dar încă o dată specific pentru dumneavoastră, facem demonstrativ. Chiar dacă aș arăta cu un fir de plastic, să zic așa, din totul e demonstrativ. Dar am și fire groase speciale pentru aceste legături dintr-un anumit fir textil care e destinat în... Avem și așa, și mai subțiri și mai groase. Avem și acele numai puțin să le caut aici, între speciale făcute cu agrafă și cu acele riguri speciale, de cât aregăm, de cât punem acu, da? Avem absolut tot ce ne trebuie. Dar pe mine mă interesează să vă prezint cât mai bine, cât mai frumos această montură, deoarece am văzut-o în fel și chip făcută și foarte mult s-au plâns băieții, am văzut că nu se prinde. Asta nu înseamnă că dacă montura nu e făcută chiar atâta, 100%, mai e vorba și de locul de pescuit, și de zona de pescuit, și de
timpul care e, eu știu, cald, frig, deci nu e numai, bă, dacă a pus un fir, a legat un plumb și un ax și gata, nu se prinde vina pescarului. Nu e vina pescarului, să stai liniște. În vara asta am ieșit de foarte multe ori la pescuit și a fost zone care nu s-a prins, nici măcar nu a dat semnal de două ori în lansetă, mă refer la staționar, de pești. E vorba de zone, e vorba de, nu e vorba de monturi, e vorba de zonele care ține și nu ține pește. Că toți pescarii dă cu cam aceleași monturi și cam aceleași momeli. M-ar veni să dau un exemplu. Acele pachete care le cumpărăm din magazine cu fel de fel de produse făcute de acele firme pentru pescuit. Deci e vorba de zona unde se pescuiește sau cum să spun, locul unde ți-ai ales dumneata și locul ăla n-a dat randament. Așa că e normal, nu ai prins pește. Care e problema? Nu e nicio supărare. Se supără și comentează numai ăla care n-are nicio minte. Dar pescarii care se duce de dragul de a ieși în natură și de dragul de a ieși să își consume energia, nu are nicio problemă. Să consumă numai acei băieți care nu are ce face. Adică, bă, trebuie, dacă mergem la Dunăre, trebuie neapărat să prindem tone de pește. Nu, băieți. E greșită înțeleasă la cei băieți care tot comentează. Bă, n-a prins, bă, n-a cutare. Bă, băiatul, tata. Nu să prinde că vrei tu să prinzi tu. Dacă e pește și locul e bun și ține pește, prins băiatul, tata. Dacă nu e locul bun și nu prins băiatul meu, poți să dai tu cu 50 de lasete, cu cele mai sofisticate și cele mai scumpe. O, e așa. Bine, să revenim. Să revenim la ce ne-am propus. Asta a fost așa ca o paranteză, că mă uit pe internet la toți băieții, la toți pescarii care au, eu știu, canale de YouTube și prezintă. Toți neaveniții comentează că bă, n-a prins, bă, a ieșit, bă, n-ai luat, bă, n-ai făcut. Dar el n-are două lansete să se ducă la pește, ăla care comentează. Dacă tot comentezi, prezintă și tu. Nu comenta la oameni, mă apuc eu să comentez nu știu la cine, că nu a prins la pește. Nu e problema mea. Dacă vrei să-i lași un mesaj de felicitare, că a ieșit omul în natură foarte bine, dacă nu vezi, frate, de treaba ta. Mă apuc eu să comentez la unul pe nu știu ce, că n-a prins la pește, știi. Dar eu mă duc la pește, dar eu nu, dar eu n-am prins. Dar îl comentez pe ăla. Ăla are scule de mii de lei. Sau investește omul toată ziua și cumpără fel de fel și să trezește cât un neavenit de ăsta, de scrie și el, păi el n-are două lansete acasă, două mulinete sau n-are, el n-are 10 ace bune și să apucă și comentează. Adică scrie fel de fel de prostii, fel de fel. Bă, dacă vrei să te uiți la un videoclip, bă, te uiți, ai învățat ceva de la persoana aia care a expus omul ce a expus, atunci tu iei de acolo ce e bun, bă, uite, mi-a plăcut că a făcut așa, dar nu te-a pus să-i scrii omului, să-l jignești tu pe om, să-i spui tu fel de fel de prostii, că ce nu știu ce. Urât, e foarte urât. Și am observat-o pe la toți băieții care au canale de pescuit, să găsește câte unul, doi, ăștia, dar n-are ce face, n-are ce comenta. Adică să bage și ei în seamă cu ceva. Dar restul, până am încheiat problema asta, să trecem la ce ne-am propus. Adică să facem o montură pentru răpitor. V-am zis, vreau să ies la un pescuit la Dunăre, într-o zi, două, programez mâine, poi bine să vedem. Și m-am gândit ca, dacă tot ies la pescuit, să arăt și cu ce aș vrea să pescuiesc la răpitor. Mai ales la, am spus și repet,
pentru răpitor, pentru, eu știu, să fac o montură mai simplă și mai bună, să zic așa. Și atunci m-am gândit în felul următor. Tăfirul principal de la lansetă, da? Asta e un tambur de la o lans, de la o murinetă. Și am un fir pe el care eu mai mi-a plăcut foarte tare firul ăsta și acum schimbându-le spre toamnă, am schimbat aproape toate firele după toate lansetele, după toate mulinetele, avându-le și pe alea de vreo un an și ceva de zile, am zis, bă, hai că a venit timpul să le schimb. Că eu la un an, un an jumate, doi, să zic așa, maxim, să zic, le schimb firele. Nu că n-ar mai fi bună. Așa mi-am propus eu. Și am cumpărat alte fire, am pus, și acum vreau să prezint cu aceste fire care rămâne pe tamburii dubli care i-am la toate lansetele, la toate mulinetele, mai bine zis. Am fir. Și am aici un fir foarte gros, de 30-35. Și am zis, dă firul principal care vine pe lansetă. Ce facem? Facem la capătul firului o buclă. Dar facem bucla asta. Ce facem? Legăm un vârteș. Am luat un vârteș. Deci încă o dată am zis să facem o montură simplă, da? Pentru un răpitor. Da? Am băgat în buclă firul, în buclă, în agrafa asta, da? Răsucim firele, da? Firul mai scurt, răsucim peste firul lung, da? De 7-8 ori. 5, 6, 7, 8, 9, da. Băgăm înapoi în buclă, da? Umezim, strângem firul. Ia uitați, a strâns perfect. Am fost foarte mulțumit de firul ăsta. Foarte mulțumit și scufundător, repede și bun și grosuț pentru... Am avut și mai groase aceste fire pentru somn, pentru crap, pentru... Da? Acum să tăiem surplusul de aici. Am lăsat acolo 2-3 mm, da? Am legat. Iar de ăsta, ce facem, oameni buni? Luăm o agrafă. V-am spus că facem totul demonstrativ. Luăm o agrafă. Da. Am luat o agrafă. O desfacem. Bun. Și acum, oameni buni, firul ăsta gros, da? Am un fir special luat. Băgăm în, legăm agrafa asta de fir. Da? Am legat-o de fir. Da? Același lucru, oameni buni. Dăm firul mai scurt peste ăla mai lung. Umezim bine firul. 4, 5, 6, 7, că îl deschide mai ales firul textil, nu o să deschide, mă băieți. S-a strâns, acolo moare. Nu mai are nicio... Da? Da. Desfacem bucla, băgăm firul în bucla lui, ăsta care l-am împletit, da? Îl tragem în buclă, ia uitați, a strâns la capăt, umezim bine, da? A strâns perfect, tăiem, băieți, surplusul. Eu am aici, lăsăm și aici tot la fel, 2-3 mm ca să nu se smulgă. Ia uitați. Da? Luăm o brichetă și acele moațe de la, care se face de la,
de la fir, cu o brichetă așa, ușor, foarte încet, ca să nu dăunăm firul. Le topim, ia uitați. Bun. Și acum agrafa o legăm de firul principal. Da? Pentru răpitor. Ia uitați. Am legat agrafa de agrafa de vârtej, de firul principal. Da? Ne facem o distanță cât considerăm noi, cât vrem noi aici. Aici punem distanța de cât o vrem noi. 50, 60, 70, 80, 90, 1 metru, de cât vrem noi. Fiecare pescar și îl face de cât vrea el. Eu distanța asta, de aici, am aici pe masă măsurat, am cam 80 de centimetri. Da? După 80 de centimetri, firul e mult lung. Da? Eu am zis să fac, ia uitați, încă o dată, vedeți, am scos o bucată. Da? Eu am scos o bucată cam aproape de metru. Da? Am zis. Dar eu îl vreau cam de 70-80 de centimetri. Și dacă îl vreau de 70-80 de centimetri, atunci ce fac? Undeva pe firul ăsta, de la capătul de aici, de la 80, deci aici e legat de firul principal, iar la sfârșit aici, la capătul firului, da? Ce fac băiatul meu? Băieții mei, ia fi atent. Luăm un plumb. Plumbul e legat. Îl vedeți? De ce e legat plumbul? I-am băgat pe el aici un fir foarte gros, da? I-am făcut o buclă la capăt, dar la acest plumb i-am băgat o tijă pe el, tijă din cauciuc, ca să vă explic eu de ce. Că mulți nu face așa, face oamenii în alt fel, dar eu așa fac eu și așa e bine. Am luat un tub de silicon, da? Ia uitați, un tub de ăsta flexibil. Și am băgat pe acest plumb. Deci aici e demonstrativ. Plumbul eu îl fac acum demonstrativ. Noi astăzi trebuie să puneți plumb de 100-120 de grame, 150 de grame. Da? V-am arătat că am, la începutul videoclipului, dacă ați urmărit, v-am arătat că am plumburi mari. Eu am făcut așa demonstrativ. Am băgat un manșon, mai bine zis, pe jumătate, sau un tubuleț, cum vreți să-i spuneți, din silicon pe el, dar pe firul ăsta, pe linia lui care l-am legat la capăt, deci de ce vă spun că are două bucle? Unul aici, la capătul ăsta, și o buclă în partea asta la altă. Am băgat două stopăre ca să amortizeze la distanța unde dau eu, să amortizeze cât mai bine lansarea, să nu rupă firul, să nu rupă partea cu monturii, da? Să nu rupă, să nu mi din să amortizeze cât mai bine, să nu arunce, să zic, peștișorul din apă. Și atunci ce am făcut? La plumbulețul ăsta i-am băgat un fir gros pe el, am pus o tijă, v-am arătat, dintr-un silicon, i-am băgat pe jumătate, da? Iar în capătul la silicon, după ce l-am pus pe fir, am tras, vedeți, un stopăr sus, un stopăr jos, am făcut o buclă sus și o buclă jos. De ce am făcut așa? Încă o dată repet, să amortizez toate șocurile firului, ale plumbului. Deci are două bucle. Bun. Acum dă bucla de aici. Deci e foarte simplu. Mai luăm o agrafă. Da? Mai luăm o agrafă. De ce mai luăm o agrafă? Vă arăt imediat. Da? Mai luăm o agrafă la capătul firului. Deci ăsta e firul legat, încă o dată specific. Deci e legat de firul principal, da? Și la capătul firului aici, la 80 de centimetri, ce am făcut? Vedeți? Nu-l leg buclă în buclă. Nu. Nu-l leg buclă în buclă. Iau încă
iau încă o agrafă, umezez firul iar la capăt, îl bag până vârtej, mai pun o agrafă la capătul firului, da? Mai legăm un vârtej, cum vine vorba. Așa. Același lucru. Dăm fir peste fir. Da? Deci i-am băgat. Așa. Ați luat seama ce fir grosuț bun. Special pentru cumpărat. Da? Acum îl băgăm în bucla lui, după ce am înfășurat de câteva, îl băgăm în bucla lui, da, firul, ne ajutăm cu ceva, cu un ajutător, desfacem firul foarte bine, da, vedeți, s-a desfăcut un pic, haideți să-l băgăm în bucla lui, ia uitați, am băgat în bucla lui, umezim foarte bine, tragem de fir. Perfect. S-a strâns, da? Nu prea am mai avut timp de ieșit la pescuit și acum, la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, am programat o partidă. Bun. Am legat la capătul ăsta, da? Și acum ce trebuie să facem? Trebuie să punem plumbul. Vedeți? Desfacem agrafa. Da? Ia uitați, am desfăcut agrafa. Punem într-una din bucle. Prindem plumbul. Da? Vedeți? Ia uitați cum amortizează. Deci nu e nicio problemă. De ce are stoperii? Păi el și nu-i dă voie să lucreze. Și atunci tragem stopărul lângă el direct. Vedeți? Ia uitați. Și acum undeva, v-am spus, hai să o luăm de la capăt. Deci am legat de firul principal. Și la capătul ăsta la altul, și la capătul ăsta la altul avem plumb. Da? Undeva de sus, de la firul principal, până la plumb, da? Până la plumb, vedeți? Undeva la... De la plumb mai sus. Deci de la plumb mai sus. Da? Nu lângă partea care am legat-o lângă firul principal. De la plumb mai sus. Ia uitați. La 50 de centimetri. Da? Deci eu aici am 45. Ce ai să măsurăm? Că am pe masă aici. Da. Am 50, 52. 52 de centimetri. La 50 de centimetri. Eu aici ce-i fac pe firul ăsta? Ce fac la firul ăsta? Îi fac o buclă, vedeți? I-am făcut-o, am pus firul în două. Îi fac o buclă, da? O dau pe deget. Ia uitați, am dat-o pe deget. Astea două le dau spre mine, le învâr spre mine. Iau un ajutător, bag în astea două și îl trag pe ăsta bucla de sus până ea, da? L-am strâns, ia uitați. Ia uitați. Ce buclă frumos a ieșit, da? A ieșit bucla la 50 de centimetri și aici, oameni buni, în bucla asta, ce facem? Legăm un ac. Cu ce? Un ac mic, mare, de care vreți dumneavoastră, pentru să prindeți răpitor. Bun, haideți să o facem până la capăt, să luăm și un ac. Dacă tot o prezentăm, haideți să scoatem un mai puțin, că am eu aici penarul meu, care am, da? Și luăm un ac oarecare, că v-am spus că e demonstrativ, da? Să luăm un ac foarte mare. Eu am aici ace legate, da, haide că am luat una. E legat pentru crap, dar n-are nimica, că eu v-am spus că e demonstrativ. Vedeți, am luat un ac mare, da, care în ăsta
punem momeala în ăsta, da? Punem momeala în el, aici. Iar în aici putem să punem un peștișor. Iar aici jos putem să băgăm, vă dau un exemplu, putem să prindem și pe firul de aici să punem râme roșii mari sau râme negre sau râme albe. Putem să mai punem și un buchețel de râme. Adică putem să punem și peștișor în ea și râme negre, râme roșii mari, groase pentru somn, da? La răpitor. Și atunci am luat un ac, da? De bucla de la jumătate care v-am spus dintre de la prindem un ac, ia uitați, am pus, băgăm acul în buclă, da? Până la capăt și o tragem până bucla lui. Ia uitați. Da? Băgăm și tragem până bucla lui, da? Bun. Asta e cu un ac. Da? Odată. Hai să luăm unul cu bucla mai mare ca să vă arăt ce facem cu al doilea ac. Deci, prindem un ac odată. Hai că nu intra din prima aici. Deci ce a făcut? Am băgat în buclă, băgăm acul, în bucla lui același lucru prindem băieți. Ia uitați, am pus acul. Da? Pe montură. Bun. E foarte, foarte bine. Ia uitați. Deci, la jumătate, i-am pus un ac. Da? Și acum vă întrebați, păi, dar la sfârșit mai are o buclă. E, de bucla asta mai legăm un ac. De la plumb. Eu aici, la ăsta, mai pun un ac. Vedeți? Ia uitați, mai au un ac mare, da? De-aia v-am spus, dați-i șansă la montura dumneavoastră cu două ace. Și am mai legat un ac. Și ia uitați, oameni buni, ce montură superbă, foarte bună. Vedeți? Ia uitați. Un ac la 50 de centimetri de plumb și mai e un ac jos. Ăsta cade pe sol obligatoriu, fiind 100-150 de grame. Aici puneți încă un peștișor și, să zicem, râme multe, un buchet mare de râme. Și aici, tot la fel, puteți să puneți același lucru sau sus peștișor și jos sau inversat, cum vreți dumneavoastră. Și asta e montura de răpitor la Dunăre, care e sezonul acum. Deci, recapitulăm. De firul principal, punem 50, 60, 70, 80 de centimetri. Cât vreți dumneavoastră, puteți să puneți și un metru. Eu am pus cam 80, 80 și ceva, da? La ăsta. Firul principal gros, bun. Am pus un ac la 50 de centimetri. Vedeți? La 50 de centimetri plumbul și pom și de plumb de la ochetul bucla. Am pus încă un ac. Asta e motura pentru răpitor specială care eu am să pescuiesc cu ea. Să zic mâine sau apoi mine, nu știu sigur când ies, dar ies zilele astea, ori vineri, sâmbătă. Aștept de la cineva un răspuns, de la încă un coleg care vrea să meargă și el. Și m-a anunțat că să nu plec până nu mă anunță el. Și de-aia am programat. Așa că, oameni buni, Santu Pescar Dunărean va arăta și astăzi o montură simplă, foarte simplă, pentru sezonul de pescuit, sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, azi e 1, 2, 3, nu știu, noiembrie, dar e sezonul răpitorului. Și iar să mai prinde, am înțeles că se prinde foarte bine, dacă eu n-am mai ieșit aproape de 2-3 săptămâni, unul de zile, nu știu, la pescuit, am înțeles că se prinde foarte bine și la noi, la Giurgiu, se prinde foarte bine mreana. Am să încerc să iau două lansete, trei lansete la mine de 3,30, 3,60, să zic așa. Am să încerc să dau și la un pic și la mrean, să zic așa. O lansetă, să zic două. Așa că vă pup, oameni buni, și Santu Pescar Dunărean vă urează fire întinse. Ieșiți la pescuit, că încă mai e timpul frumos. Dați-mi un like dacă v-a plăcut.
abonați-vă, că aveți ce să vedeți, eu nu jignesc, eu nu am absolut nimeni. Din contră, așa mă supăr câteodată când văd că unii comentează la mine, la alții, urât, fără să-i jignim, fără să le punem nicio întrebare de baraj. Vă pup, oameni buni, și vă doresc zile frumoase, fire întinse, și ne vedem, ne vom vedea într-un alt videoclip cu ce dă bunul Dumnezeu. Vă pup, oameni buni!